Conform unui comunicat de presă emis de către Clubul Sportiv Municipal Roman și transmis redacției TV Roman 24 Online, noul antrenor principal va fi macedoneanul Boșcovski Andon, care va prelua sarcina de a antrena echipa de handbal feminin pe o perioadă de 2 ani. Acesta declară că mulțumește conducerii clubului că i s-a oferit încrederea să pregătească echipa care se află în vârful clasamentului din campionatul României, la care participă și campioana Europei CSM București, confirmând astfel că este unul dintre cele mai puternice campionate. De aceea, consideră că răspunderea este mare, dar cu multă muncă va obține rezultate pozitive care să le ofere bucurii suporterilor romașcani. Am considerat că este timpul să trecem la o nouă etapă. Vreau să subliniez însă că în sport, ca și în alte domenii, performanțele sunt rezultatul unei munci în echipă. Deci nu putem atribui anumite rezultate unei singure persoane. Cu siguranță, contează și persoana care să pună în funcțiune rotițele întregului sistem, dar ca totul să funcționeze bine, e nevoie de mult mai mult. Ne dorim să ne concentrăm pe viitor și să ducem CSM Roman la un alt nivel de performanță. Viceprimarul municipiului Roman, Lucian Micu, din poziția de președinte al acestui club, declară că apreciază munca fostului antrenor depusă pe parcursul întregii perioade de activitate la acest club și că îi sunt recunoscute meritele în performanță. CSM Roman va avea ca principal obiectiv asumat în perioada imediat următoare, dar și pe termen lung, obținerea cât mai multor performanțe la nivel național, dar și internațional.